Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Suntem în preajma, sau mai precis, după Crăciun. Iată, Duminica Familiei este astăzi în Biserica Romano-Catolică. Toți credincioșii aud astăzi despre Maria, despre Iosif și despre pruncul Iisus, așa cum au auzit și în zilele de Crăciun. Și așa cum se cădea, ce subiect puteam noi să alegem pentru astăzi decât să vorbim despre familie, familie astăzi. Și o facem cu invitații noștri. În studio, alături de mine, sunt părintele Tiba Felician, director al Oficiului pentru Familii din cadrul diecezei de Iași, căruia îi spun bine ați venit, părinte. Bine v-am găsit și mă bucur pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. De asemenea, am invitat și o familie ca să vorbim despre familii, familia Andrici, Ștefan și Magdalena. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumim de invitație. Mai întâi, sigur, vă adresez prima întrebare dumneavoastră, părinte. Ce înseamnă director sau responsabil al Oficiului pentru Familii? E simplu, dacă e să rămânem în ambientul acesta al bisericii, înseamnă înainte de toate un slujitor, un slujitor al Evangheliei lui Hristos. Și dacă ne gândim la această slujire deosebită, pe care, bineînțeles, am primit-o prin încredințare din partea episcopului, aș spune un slujitor al Evangheliei, căsătoriei și familiei. Sau mai precis, un slujitor al familiei, de ce nu? În sens larg, pentru că toți suntem slujitori ai familiei într-un fel sau altul. Dar primind eu această misiune directă, aș spune un slujitor al familiei. Îmi place să rămân așa. Matilda și Ștefan Andrici, de când sunteți căsătoriți? Cât timp aveți de căsătorie? Am împlinit anul acesta 17 ani de când suntem căsătoriți. Și după acești 17 ani avem 2 copii. Și ne bucurăm să fim în această familie pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, eu, soția și copiii, și ne bucurăm să facem parte din familia bisericii și din exemplu familiei de la Nazaret. 2 copii, cum se cheamă copiii și ce vârste au? Avem o fetiță de 15 ani, Maria Luiza, și un băiat de 10 ani, Thomas. O să revenim la educația copiilor, ce au înțeles ei și cât înțeleg ei, și o să ne povestiți probabil și despre familia dumneavoastră și despre copiii dumneavoastră. Venim din nou la dumneavoastră, părinte, pentru a vă întreba, pentru că suntem în Duminica Sfintei Familii, privind de la familia sfântă din Nazaret, ce am putea noi să învățăm? Cred că, în primul rând, ceea ce transmite Sfânta Familie e acel simț al comuniunii, faptul că Maria și Iosif își aparțin unul altuia și împreună aparțin pruncului născut lui Iisus, e, cred, tot ceea ce poate să învețe o familie de la Sfânta Familie, și cred că este și caracteristica principală pe care o dă, de ce nu, sărbătoarea Crăciunului ca atare, și iată acest reflex al acestei sărbători, Sfânta Familie. Comuniunea, în primul rând. Comuniunea între cei trei, dar cu siguranță și comuniunea dintre ei și Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că Iisus, Fiul, e pe pământ, dar nu înseamnă că Tatăl și Fiul lipsesc. Această comuniune între toți, persoanele din Sfânta Treime și apoi persoanele familiei ca atare, a Sfintei Familii. Între timp, telespectatorii pot să vadă pe ecran, derulând imagine cu prezepiul sau, așa cum se obișnuiește în Biserica Romano-Catolică, să se reprezinte scena nașterii Mântuitorului, dar și cu familiile astăzi, cu sărbători ale familiilor. Gândindu-vă la ziua de astăzi, Sfânta Familie, ce vă admirați mai mult la această familie sfântă din Nazaret, pe care trebuie să o luăm ca exemplu fiecare familie, Iosif, Maria și pruncul Iisus. Ce vă place mai mult? Admir foarte mult simplitatea
simplitatea lui Dumnezeu. Admir foarte mult faptul că Fiul lui Dumnezeu a ales să se nască într-o familie atât de săracă și aș putea să spun nonconformistă, pentru că Sfânta Fecioară era o copilă, nu cunoștea bărbat. Sfântul Iosif, deși nu înțelege misterul Duhului Sfânt, ascultă de voința lui Dumnezeu. Și consider că Dumnezeu nu s-a ghidat după legile umane, ci s-a uitat la inima acestor două persoane, la iubirea care se afla în inima lor. Îl întrebăm și pe soțul. Sigur. Ce admirați mai mult la această familie, prima familie, să spunem, creștină, pentru că Iisus era în mijlocul lor? De mic copil, fiind în biserică ministrant, acea este săracă, dar plină de farmecul care îl transmitea oamenilor, mă gândeam totdeauna, cum a Iisus să se nască așa într-o iesle? Și noi care suntem acasă, lângă căldură, nu suntem mulțumiți. Dumnezeu, cu o putere așa mare și atât de imens, se nască într-o așa asemenea sărăcie. A rămas uimit și farmicul acestei sărbători nu mai făcea cazul la sărăcia pe care noi o înduram, frigul care era nemaipomenit. Crăciunul și sărbătoarea de azi ne vorbește ca atare de familii, familia astăzi. Putem să vorbim de familii creștine. Cum ați caracteriza o familie creștină astăzi, Părinte Felician? În primul rând, vorbim de o familie creștină în măsura în care această familie este efectiv creștină. Sigur, dacă membrii ei sunt botezați, putem să vorbim de o familie creștină. Dar vorbim și dacă acea familie efectiv trăiește în interiorul ei Evanghelia iubirii. Iată, nașterea lui Iisus nu e întâmplătoare. Acest prunc care în ieslea de la Betleem vorbește, cum spunea domnul Ștefan, despre sărăcie, de fapt vorbește și familiei de astăzi, despre curajul pe care trebuie să-l aibă, mai ales în aceste împrejurări în care lipsesc cele materiale. E mesajul pe care Dumnezeu ne-l dă spunându-ne, nu vă preocupați, și eu am experimentat sărăcia voastră. Și astăzi observ o mare teamă la familiile noastre, frica de ziua de mâine. Privind la acest prunc din iesle, vom învăța că Dumnezeu prevede. Dumnezeu are grijă, așa cum a avut grijă și de Sfânta Familie. Chiar dacă au întâmpinat diferite suferințe, cum știm. Dar a fost familia care s-a încrezut și așa a putut să meargă, să împlinească planul lui Dumnezeu până la capăt. Căsătoriți așadar de 17 ani, ce ține o familie unită? Care sunt elementele care v-au ținut împreună? Cred că ingredientul principal este comunicarea într-o familie. Comunicarea și credința în Dumnezeu. Și cea mai frumoasă formă de comunicare este rugăciunea. Este foarte important ca o familie să aibă o atitudine potrivită de a fi familie pentru a se menține unită. Comunicarea și rugăciunea, din punctul dumneavoastră de vedere, da. Să vedem și din punctul de vedere a soțului. Da, este adevărat. Comunicarea este primul lucru care o familie o ține unită. Fără comunicare, la fel și între noi și Dumnezeu. Folosim foarte mult astăzi telefoanele. Gândindu-ne dacă am rămâne, și cu siguranță am rămas fără semnal, nu mai putem comunica. Deci dacă noi nu ținem legătura cu Dumnezeu, familia nu poate să fie unită. Deci, în primul rând, cred că este foarte important. Iar după aceea vine să-L avem în centru pe Hristos. Și astăzi, în Duminica Familiei, cred că se potrivește foarte bine. Iisus, pruncul, trebuie să fie numai în biserică, trebuie să fie între noi oamenii. În mijlocul familiei. Între timp, pe ecran derulează imagini de la diverse întâlniri ale familiilor, diverse celebrări și apare din nou același prezepiu specific în Biserica Romano-Catolică, acum în sărbătorile Paștelui. Dacă vă uitați la cei 17 ani, vă uitați la căsătoria dumneavoastră,
Care ar fi cele mai mari bucurii și cele mai mari dificultăți asupra cărora ați dori să vă opriți și ați dori să le povestiți aici? Sigur, sunt foarte multe bucurii și au fost și multe dificultăți. Dar cred că cele mai frumoase bucurii sunt momentele pe care le trăim zilnic, în fiecare zi. Să știm să observăm că suntem împreună, să știm să ne iubim, să știm să iertăm. Bineînțeles că bucuria noastră cea mai mare sunt copiii noștri. Aș putea să spun că toate momentele noastre au fost o bucurie. Sigur că au fost și dificultăți, au fost lipsuri, au fost poate neînțelegeri. E firesc. Suntem oameni și suntem o familie normală, nu o familie perfectă. Și pentru mine aș putea să zic că perfecțiunea unei familii constă tocmai în acest lucru, să ne comportăm normal, adică să fim oameni cu adevărat. Bucurii, dificultăți, care, la care v-ați opri? La bucurii, cu siguranță, toți tindem spre bucurii, spre fericire, dar familia, cum e și familia din Nazaret, au trăit și momente mai puțin fericite, dar bucuriile cred că sunt mai mari, te face să depășești aceste probleme care fac parte din viața familiei și copiii, în primul rând, cum spunea și soția, este bucuria imensă pe care o avem noi. Suntem fericiți, chiar dacă probleme sunt și trec pe lângă noi. Părinte Felician, eu citeam o statistică înainte că în România una din cinci căsătorii se desface. Și asta mai ales în perioada 30-40 de ani. Care ar fi asalturile pe care le dă diavolul familiei de astăzi? Ce pericole paște familia? Putem să vorbim și de influențele diavolului, dar înainte de a vorbi despre influențele diavolului, trebuie să vorbim, spre exemplu, de această influență psihologică. Persoana în jurul anilor 35, 40, 45 chiar, trece printr-un moment, dacă putem să folosim un termen din computere, lumea computerilor, de restartare. Omul, în speță, soțul, soția, bărbatul, femeia, încep să-și dorească ceva nou. E mai degrabă nostalgia după ceea ce era la început. Și de aceea, în general, divorțurile au loc în preajma acestei vârste, 35, 40, 45. S-au născut copii, oarecum s-au așezat, au crescut și omul dorește ceva nou. E acest aspect psihologic mai întâi. Apoi, sigur, dacă e să vorbim și despre influențele diavolului, influențele celui rău, cu siguranță aici putem să punem foarte bine lipsa de comunicare dintre soți, care de multe ori e dată, de ce nu, și de prezența atâtor mijloace, paradoxal, atâtea mijloace de comunicare. Soții nu mai vorbesc între ei pentru că vorbesc la telefon. Nu mai comunică între ei pentru că sunt ocupați să privească la televizor, să facă altceva, dar nu să comunice între ei, ceea ce este esențial. Și atunci, bineînțeles că sub această mască a binelui, de fapt, se întâmplă un rău. Și diavolul, așa cum știm cu toții, lucrează sub această mască a binelui. Dar în fața acestor dificultăți, ce face biserica? Cum se implică? Pentru că eu am auzit pe mulți spunând, domnule, biserica, noi am văzut-o numai în ziua nunții, acolo l-am văzut pe părintele, acolo s-a implicat cumva în căsătoria noastră. Dar după aceea, ce se întâmplă? Mai mult, aș spune, biserica este singura care face ceva în acest sens. Fără să mă ia nimeni în nume de rău, dar biserica este singura instituție care apără, cel puțin astăzi, apără demnitatea familiei, a soților. În timp ce, iată, sunt atâtea instituții, atâtea mijloace, care ne dau de înțeles că, în fond, n-ar vrea familia, ci vrea doar omul. Nu omul implicat într-un proiect care se numește familia. Dacă e să o luăm strict pe ceea ce face biserica, numai cantitatea de materiale, de studii, de documente ale magisteriului bisericii, ca fapt divers, se ridică la circa 4.000 de pagini pe care biserica
le adesează familiei și omului de astăzi. E o preocupare. Nu e o noutate dacă spun noi, în dieceza de Iași am avut, iată, 3 ani dedicați familiei. Ani în care preoții s-au implicat efectiv, au vorbit familiei. Au vorbit și despre greutăți, dar și despre bucurii. Dar cred că, în esență, ceea ce este cel mai important e ca noi, ca biserică, să transmitem familiei ceea ce am spus la început. Evanghelia căsătoriei și a familiei. Care e vestea cea bună. E iubirea lui Dumnezeu pentru ei, iubire care apoi între soț și soție e ridicată la rangul de virtute, e sublimizată. Vorbim despre dificultăți și Părintele ne-a zis că se implică biserica cumva în viața familiilor. Dumneavoastră ne-a zis deja că atunci când, eu știu, simțiți aceste greutăți, v-ați apropiat de rugăciune, v-ați rugat. În familia dumneavoastră, ce rol joacă liturghia, rugăciunea, citirea Evangheliei, a Scripturii, a cărților religioase? Se practică astea? Cum vă ajută lucrurile acestea? Cred că rugăciunea este modul de a comunica cel mai frumos într-o familie. Sigur că ne străduim să avem o viață cât mai, aș putea să spun, să dăm spațiu și sufletului în familia noastră. Încercăm să, pe cât ne permite timpul, să practicăm rugăciunea Sfântului Rozariu, rugăciunile uzuale de dimineață și de seară, împreună cu copiii, de dinainte și de după masă, să participăm la Sfânta Liturghie. Dar eu consider că viața noastră trebuie să fie o rugăciune continuă. Atitudinea noastră, modul nostru de a gândi, de a ne comporta, de a privi pe celălalt de lângă noi, de a nu fi indiferenți, Sunt atâtea modalități prin care putem să arătăm că viața noastră este o rugăciune. Sigur că, pe cât ne permite timpul, citim și din Biblie, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, în momentul când ești într-o situație foarte dificilă și îl deschizi, este imposibil să nu găsești un mesaj care să te ajute în situația respectivă. Dar din punct de vedere practic, deci vă rugați împreună în familie sau fiecare se roagă separat, găsiți și momente, când sunt aceste momente? Și o spunem și cu gândul acesta că poate unii dintre telespectatorii noștri vor găsi un punct de sprijin în ceea ce spuneți dumneavoastră și mai ales aceia care trec prin dificultăți în căsătoriile lor. În această duminică a familiei, din povestea dumneavoastră, cu siguranță se vor agăța de ceva și vor înțelege ceva. Da, găsim timp și pentru rugăciune și ne place mult când ne pregătim luna mai. Le spun copiilor, uitați ce bine ar fi să ne rugăm și noi în familie, dar tată, e lung rozariul. Dar este și plăcut, după această rugăciune care este așa de frumoasă către mama noastră, Sfânta Fecioară Maria, copiii încet, încet înțeleg că rugăciunea, într-adevăr, te apropie mai mult de Dumnezeu, dar și pe tine ca persoană te face să fii înălțat și apropiat mult mai mult lângă Dumnezeu. Mi-amintesc când eram copil, mi-am propus ca de acasă până la biserică să fac rozariu. Și o spun sincer că făcând această practică, dar făcând-o cu bucurie, ceea ce le propun fiecăruia, poate nu reușim să facem un rozariu, dar o decadă, am simțit ajutorul lui Dumnezeu. L-am simțit personal. Cum l-aș fi pipăit, am simțit ajutorul lui Dumnezeu. Deci rugăciunea are un rol foarte important în familie. Să spunem că rozariul, celor care nu știu, e cumva se aseamănă foarte mult cu metaniile în Biserica Ortodoxă. Da. Dar vă rugați dimineața, seara, înainte de masă, după masă, în fiecare zi o faceți? Împreună cu copiii, da. Și încercăm pe cât putem să participăm la Sfânta Liturghie. Și Thomas, în special, nu ne obligă, dar ne face să ne gândim mai mult la acest lucru, pentru că el este ministrant și își dorește foarte mult în fiecare zi să ajungă la Sfânta Liturghie.
când termină școala, repede și face temele și mama, hai ca să ne încadrăm să merg la Sfânta Liturghie și este un lucru... Deci înțeleg că veniți în fiecare duminică la liturghie cu familia sau separat sau cum? Împreună. Încercăm împreună. Deci soț, soție și copii, nu? Da. La aceeași liturghie. Da. La liturghia la 9 și un sfert care este dedicată copiilor, dar nu numai duminica. Cred că nu trebuie să fie o obligație. Trebuie să merg duminica pentru că așa spune legea bisericii și ne spune Dumnezeu cinstește ziua Domnului. Eu cred că trebuie să simți lucrul acesta și în momentul când îl simți, dacă profiți de această simțire, să spunem, devine ceva plăcut, dar în același timp când simți această plăcere, îl simți pe Dumnezeu aproape, cu siguranță. Și rugăciunea, mersul la biserică, citirea Scripturii, vă ajută ca familie, nu? Foarte mult. Dacă nu... Ar fi fost multe momente în care ne-am fi pierdut. Pentru că rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu ne ține în conexiune, practic. În momentul când întrerupi legătura cu Creatorul vieții, practic ești pierdut. Ce vă amintiți frumos de la nunta dumneavoastră, de la căsătoria dumneavoastră? O grămadă de lucruri. Ne amintim totul. Eu cel puțin îmi amintesc acea zi foarte bine și de multe ori trăiesc acele momente. Din momentul în care m-am trezit dimineața cu o dispoziție sufletească foarte bună și apoi totul, promisiunile pe care ni le-am făcut înaintea lui Dumnezeu, mulțimea de oameni, familia, prietenii, rochia, florile, absolut totul. Dumneavoastră? Am trăit un moment special și mi-aduc aminte și data când ne-am cunoscut pentru prima dată. Este data undeva 3-4 septembrie 1993. Interesant că de obicei bărbații uită și data când se întâmplă. Nu, am ținut foarte mult la această prietenie noastră care a ajuns până cu căsătoria și viața de familie. Am ținut foarte mult și nu uit aceste momente. Mi-amintesc că a fost o perioadă frumoasă în care data de 17 a fiecărui luni era ceva important pentru noi. Și nu numai pentru mine, dar și pentru soție. Și se manifesta prin faptul de a-i aduce un buchet de flori. Am ținut foarte mult, chiar dacă uneori eram la distanță mari, găseam metode să îi dăruiesc acest buchet de flori și acum îl fac mai rar, dar îl fac cu toată dragostea, pentru că am ținut foarte mult la această prietenie și țin mult la familia mea. Părinte Felician, dumneavoastră, ca preot, ce ați spune unei familii care trece prin dificultăți, care poate chiar acum se uită la această emisiune și se uită la propria lor familie și văd certuri acolo, văd neînțelegeri, greutăți pe care nu speră să le mai depășească într-o zi. Ce ați recomanda? Ce le-ați zice? Aș recomanda exact ceea ce ați întrebat pe invitații noștri și anume să se întoarcă la acea zi a nunții. Pentru că acela este momentul principal al începerii vieții, cu adevărat vieții de familie. În momentul în care eu personal sunt convins că iubirea celor doi este atât de mare încât poate exagerez, dar și-ar da viața unul pentru celălalt, măcar în acea zi. Când sunt momente de dificultate, eu i-aș îndemna pe soț să revină la acea zi. Mai ales astăzi sunt atâtea oportunități. Nunțile sunt înregistrate, pot să privească un DVD, pot să privească într-un album de fotografii și să-și amintească, să aibă curajul, dacă putem spune așa, să se privească în ochi și mai ales atunci când unul greșește, să-l întrebe pe celălalt ce am făcut. Sau împreună să se întrebe ce am făcut cu iubirea noastră, de ce nu mai este la fel. Mi-a zis deja la începutul emisiunii că, ca o familie normală, vă mai certați, nu? Cum depășiți tensiunile din familie? Ce faceți? Cum procedați? În astfel de momente, cred că atunci când spiritele se aprind și fiecare vrea să aibă dreptate, nu? Este foarte important să facem un pic de liniște în sufletul nostru și să permitem lui Dumnezeu să ne vorbească. Și 5 minute de liniște. E foarte important pentru că, stând cu noi înșine, ne dăm seama
unde am greșit și noi și suntem capabili să iertăm și să mergem înainte. Cine face primul pas? Ștefan. Eu sunt o fire mai tăcută și în astfel de momente nu am fost învățat, dar l-am descoperit că este bine să taci, dar nu o tăcere pasivă, o tăcere care să inspire celuilalt prin ceea ce gândești tu, că o iubești, că vrei să îți pare rău de momentul acesta și vrei să mergi mai departe. Cred că tăcerea uneori spune foarte multe lucruri frumoase. Sunt și imagini înregistrate despre familie, cu familiile. Părinte Felician, aș dori să vă întreb, de altfel ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Ce proiecte are oficiul pentru familii? Ce proiecte aveți dumneavoastră ca director al acestui oficiu? Am început deja aceste proiecte. E un an deja și jumătate de când le derulăm, dar ne propunem ca în anul următor să le continuăm. Și anume sunt acele cursuri de pregătire pentru logodnici, cursuri de formare umană, care vin să completeze formarea spirituală pe care o dau preoții în parohii. Apoi o inițiativă diecezană legată de Săptămâna Familiei sau Zilele Familiei la nivel parohial, o inițiativă pe care deja o derulăm, suntem la 8-a parohie pe care acum o vizităm, zile în care vorbim despre familie, pornind de la om, ajungem până la familie și la planul pe care Dumnezeu îl are cu familia. Apoi sunt cursuri de exerciții spirituale, zile de reculegere, zile speciale pe care le dedicăm unui anumit segment din familie, cum a fost recent o zi dedicată familiei rănite, persoanelor care suferă, poate de multe ori fără voința lor. Deja observăm imagini din catedrală, celebrării la care participă și familiile, celebrări din preajma Crăciunului, din sărbătorile de Crăciun, erau brazii în față. Aș dori să-mi spuneți, dacă ar fi să o luați de la capăt, ce greșeli ați evita? Ar fi anumite greșeli pe care le-ați evita? Eu personal aș încerca să fiu mai răbdătoare, mai înțelegătoare. Aș încerca să zâmbesc mai mult și să vorbesc copiilor mai mult despre iubire. Dumneavoastră? Eu cred că aș dezvălui din mine mai multă iubire pe care o am, dar nu reușesc uneori să o manifest în afară, pentru că iubirea într-o familie trebuie să o arăți, nu să o ții pentru tine. Și cred că dacă reușesc să fac lucrul acesta, cu siguranță lucrurile vor merge mult mai bine și acest lucru trebuie să-l inspir și copiilor. Pentru că am rămas surprins de o discuție între copil și tată. Îi spune tatăl copilului: atenție, ai grijă unde calci. Și copilul, foarte sigur pe el, a spus: nici o problemă, tată, calc pe urmele tale. A rămas profund impresionat de lucrul acesta. Părinte Felician, suntem chiar la finalul emisiunii. Ce mesaj ați avea astăzi, în Duminica Familiilor, acum că ne aflăm după Crăciun, un mesaj pentru familii, pentru creștinii care ne urmăresc? E mesajul pe care îl transmite și biserica, și anume de a deveni ceea ce este în esență. Cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea, familie, devină ceea ce ești. Leagăn al iubirii, școală a credinței, un loc unde cu toții să se simtă acasă. Dragi telespectatori, punem punct aici acestei ediții emisiunii Lumina Creștinului. A fost astăzi o emisiune dedicată familiei, pentru că suntem în Duminica Familiei. Am făcut-o cu invitații noștri, cărora le mulțumesc: Părintele Felician Tiva, director al Oficiului pentru Familii, Matilda și Ștefan Andrici, vă mulțumesc pentru prezență. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas jumătate de oră alături de noi. Ne gândim în aceste zile la Iisus, la Maria, la Iosif, la Cel care a venit între noi, care s-a născut într-o familie,
căutăm să ne apropiem de El. Vă doresc în continuare tuturor sărbători frumoase și să aveți un an binecuvântat de Dumnezeu. Ne vedem peste două săptămâni. La revedere!